Dacă nu era această idee și dacă nu veneau fonduri europene, dacă nu intră în Uniunea Europeană, noi nu puteam să facem asta. Faptul că a venit cineva cu niște bani, chiar dacă ne-a costat mai mult pe noi după aia, dar cred că s-a meritat. Întotdeauna ne-am gândit și am gândit, am zis, din păcate, la Ionet, la Iorga, la Lucian, la Ionescu, mai veneau foarte, foarte puțini turiști, turismul cultural de altfel, nu prim. Și a zis, dacă tot facem ceva, hai să facem ceva care este unic. Este de departe cea mai mare parte a grăbelii țară. Se tinde de 51 de hectare în cu. Este de departe cel mai complex. Ce ați văzut dumneavoastră astăzi, sunt altele, acvaparcuri poate mai mari. Am văzut noi la Oradea. Am văzut zonă de agrement undeva la Arsenal, în zonă, parcul, în zona Hunedoare. Dar complexitatea da. Complexitatea acestui parcul este atât de mare, încât